Я
Чи ні, вона? Екстравіланом чи інтравіланом. У дніної постійності ж по кодру, а є нижні диференції, мати. Що нам відчепта, що нам і скаліт. На департі.
în decizie, în proiect de decizie, a făcut o greșeală, 3600 ceva, din 3165 hectare. Dumneavoastră puneți 3175. De unde ați luat aceasta? De atâta eu socot, că întrebarea cu el a venit discos din ordine de zi, un câine m-a clarificat cu extravilan și intravilan oraș Ialoveni. Intravilan tot sunt niște greșeli. Pun acolo pășunile, pun intravilan, pun vilele în intravilan. Adică sunt alte hotare pe diferit. Sunt alte hotare pe chiar acum cu traseul Chișinău-Hângești. Noi am instalit, pe centru, pe Osiță Mare, când am mai ne puneți și firma de la Burlești tot în intravilan oraș Ialoveni. De atâta eu rog, că nu-i corectă asta, noi trebuie să instalim cu primare, cu postești pe codru și Burlești, am înscălit, am văzut că conform cărțile acelea, nu se corespunde. El avea să fie spus pentru că noi avem un proces mare. Ei, mă, și să vă primite, că vreau un... Domnul Ședinte, ședința are un răspuns consilier, deci subiectul votat că vă citat în Comisia de Copilor cum s-a vorbit, dar de vreo aici, ședinte, primării orașului Ialovenia, eu cred că s-a timp o propunere de, cu excepția primării Ialovenii, votat pentru că cele de localități ne-am întrebat în stat. Sunt pensate schițele cu terenul respectiv de către primar. Faptul au fost prezentat și toate primările schițele care au fost elaborate către institut au fost vizate de către primar. Și în cazul sunt de primar, au văzut de acord, sigur, cum poate fi obiectia acum. Dar primăria Europene, mai ales că a fost o eroare pentru că aceeași o cifră și de asta s-a putezat primul 165, cred că, cu excepția orașului Europene, e propus de Europene. Adică eu n-am făcut-o din capul meu, că mie îmi place așa să fac, să vă dau dumneavoastră 10 hectare.
se tăiau lanurile, se tăiau pointele, se tăiau, adică total administrativ trebuia actualizat. Și de ce n-ați vrut să scoate primărie din decizie, adică eu nu văd eficiență. Nu am făcut-o că eu am putut să o fac, da? Noi am mers conform regulamentului. Vreți decizie locale? Nu pot, pentru că registrul de stat înregistrează hotarul administrativ în baza deciziei raionale. Deci, cum nu decizie locale. Decizia locală se face atunci când e vorba de nu sunt schimbat, n-a fost nevoie de decizia locală. Dumnealor, vine ca noi cu propuneri să le produce teren de acolo, să le scoate de acolo, să le facem de bază de contract, dar nu se face cu proiectul de legea. De aia, nu știu, adică scrieția mea, poate să vă vin nu lăsați, dar nu se va schimba nimic. Portarul actualizat va rămâne cu suprafața care a spus o doamnă Cuvântină. Nimic nu se va schimba. Toți primarii au dat acolo. Cu domnul Caracuian, adică am avut ceva divergențe la unii potare, da? Codul a rămas pentru că e la guvern, guvernul va lua decizia cum să așezea mai departe potare. Bine, mulțumesc. Eu cred că jocul puteți, dacă e o mulțumesc, domnilor, dacă e voi în unii primării, pentru care nu s-au decentrat asupra acestor, nu au urcat nici pe acestor primării care ne-a spus la urmă. Da? N-am putea, ca să spate problemele la mine, eu sunt în primării, ar trebui să fie următoarea un grup de primării. Și n-am de putere. De ce s-a spus? Până astea definitivă. Doamna Gers, mă iertați că e trebuit, dar sunt chestii care sunt legate de certificatul legal. Vreau să spuneți că nu știu ce mai face cu urmă persecuția legală. De când Consiliul Raional este în drept ca să decide hotarul muzeat fără accept pe Consiliul Local? De când? Unde scrie? Scrie clar în lege. Autoritățile locale din nivelul 1 și altele nu există raportul culturale. Asta una. A doua. Nu știu care primarul meu ați coordonat. Cu care primar și când? Eu mă trezesc cu dumneavoastră, mi se pare, cu conflict. 10-8 hectare de pastă de la Mulești, pentru primăriei Buțeni. Adică fără ca să consulte cu... Fix așa în față, ieși și în așa. Fără ca să consulte cu primăria, dar și o întreagă. Mai ales, știți, faceți în prima asta hartă. Hartă respectivă, dumneavoastră, faceți o... Adică primăriești, nu știu cum ați zis, în Consiliul ăsta. Dar faceți un conflict între primării și între oameni. Vă spun de ce. Iar vă argumentez. Care vă vedeți și 8 hectare de la Mulești se află în cotă valorică. Și la Mulești și la Buțeni. Care este proprietarul pe Mulești? Dumneavoastră ați examinat? Da, am examinat. Am examinat. Ești semnat de toate primăriile. Eu nu am semnat doar. Dacă uite, eu sunt cu v-ați spus, v-ați spus, dar eu cred că așa, vă spune Consiliul, eu cred că așa. Așa ar fi normal, că să ia Consiliul o decizie în strictă coordonare cu Consiliul Local. În strictă, pentru că asta e un conflict cu oameni buni între sate. Atunci, spune la ce nu de stat schimbi metodologii de care le Thank you.
Bine, eu nu trebuie. Cine mai procede? Ca am trăit niște din formula care este prezentată în noi, cu excepția poziției primăriei de la Bine, scrie votat, votați. Cine trebuie? Discutăm ceva, că să meargă mai repede la ședința următoare să putem pune. Pentru că... Că ce întrebi la nu merge prin... Merge așa e bine. Gracias.
населення 12 років ще в дискуссії та сумму таланту на сьогодні. Тут інтересно інформувати, що приймали директорі лічення, а у просто директорі інструкція контактів з директором в неділі чесно початку організації на 2 януарі. Держава проповідчі провідність централізації адміністративи і яка лічила гімназію, але статути персональне журіння. Персональне журіння був статут секундар, коли директор дійшов напрямую у контакту, ортопедіце, адміністрезе, колег початку інституції. Ми зробилися пробуємо астрати лічисів групи, апробарі, ігри, консилі, приймання в другому консилі локал, і тільки апробарі держава апробарі. Через я пропонував, як і пропозив, в 24-й статті, 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 в 24